Elveția va contribui cu aproximativ 6,6 milioane de dolari la Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice de Moldova printr-un acord semnat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, ce vor permite guvernului de la Chișinău să ofere compensații direct în factură în perioada noiembrie-decembrie 2022 pentru cel puțin 100.000 de gospodării defavorizate. Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice a fost instituit de Guvernul Moldovei cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și Guvernul Slovaciei. PNUD a susținut crearea Fondului Dezvoltarea Sistemului Informațional, instruirea asistenților sociali, crearea și funcționarea call-centrului, precum și desfășurarea campaniei de informare dedicată Fondului de Reducere a Vulnerabilității Energetice. Și Suedia a contribuit recent cu 10 milioane de dolari la Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice printr-un acord cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Conform estimărilor PNUD, datorită compensării facturilor la energie electrică, circa 160.000 de gospodării ar putea să iasă din sărăcie.